punctul meu de vedere și al multora o legendă. Radu Gheorghe se află alături de noi. Maestre, bună ziua, bine ați... Bună ziua, Boris. Cu drag, avem și un microfon acolo. Unde microfoanele? Da, da, da. Voiam în același timp, 20, până 20, când 20, invitații 20. Mei se așează, maestre. Vreau să-i pun la mulți ani colegului nostru Ciprian Iacob. Astăzi este ziua lui de naștere. Ciprian este omul care se ocupă de tot ceea ce înseamnă producția acestui studio, dar și la Profit și la Agro TV și la ce se trage de aici, de la Prima Sport. La mulți ani, la mulți ani. La mulți ani, Ciprian, să fie. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască. Și strofa a doua. Mulți ani trăiască. Da, da, da. Înțeleg că i-ați fost profesor lui Ciprian. La mulți ani. Da, imediat o să vină și elevul, da, în pauză. Perfect. Vă rog să luați loc. Mulțumim. Da. Nu, că nu stăm mult. Da, da. Așa. Doamnelor și domnilor, Radu Gheorghe are o istorie prodigioasă în spate. Aveți, da, în spate, da. Mult lăsați camera spate. Pe mine, dați pe... Mult dați mai pe... în spate. Da. Nu, nu, că nu sunt important astăzi. De ce? Din motive politice. Dacă o luăm așa, în motive politice, bun. Nu, 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 am glumit, nu? Doar că mi se pare corect. Schimat, da. Spectacolul Ucenicul Vrăjitor are... Câți ani are? Mulți, 35-40 pe acolo. 35-40 de ani? 1987. 87. Absolut fabulos. Da. A trecut peste... Cred că e cel mai longeviv în acest moment, nu? Unul dintre cele mai longeviv. Cum ați reușit? Păi, în primul rând, calitatea spectacolului de acum 40 de ani. Așa. E vorba de un spectacol în care toți artiștii am colaborat ca să scoatem un spectacol unic. Ucenicul Vrăjitor fiind un spectacol în care eu sunt actor în postura de dirijor a unei orchestre simfonice. Orchestra simfonică fiind Filarmonica din Ploiești, care a acceptat și în această reluare să participe la acest spectacol. Pe vremea aia, 1987, al Brăscați Stase, pe Tudor Gheorghe. Tudor Gheorghe, da, da. Așa? Corul era corul Song, dirijat de regretatul Ioan Lucian Mihalea. Ioan Lucian Mihalea. Acum beneficiem de corul Filarmonicii din Ploiești, Filarmonica din Ploiești. Să-l prezentăm și pe distinsul invitat. Da, de asta n-am venit cu mâna goală. Prietenul și colegul meu, sper că nu se supără că îi spun coleg, că avem oarecum meserii diferite. Eu sunt actor, el este muzician, este dirijor cu mai multe ștate de plată. Așa. Nota bene, adică Pitești, Ploiești, Constanța și bineînțeles cu toate filarmonicile din țară care solicită unul sau altul. Foarte un frumos repertoriu. Domnul Tiberiu Dragoș Oprea este drag. Colaborator cu mine de mulți ani și prieten în același timp. El a pregătit Filarmonica din Ploiești, orchestra pentru acest spectacol, pentru că trebuie să știți că orchestra trebuie să fie pregătită de un dirijor profesionist. Sunt multe... Deși dirijorul Ucenicul Vrăjitor e Radu Gheorghe, dar da, ei trebuie să știe lecția, ca să zic. Ei trebuie să știe lecția, pentru că eu am dublu rol. Unul, să imprim într-un fel ritmul spectacolului și al muzicilor din spectacol, dar principala sarcină sunt spectatorii. Așa este. Care îmi transmit, de fapt, nu inventez eu. Ăsta e ritmul, ăsta e pulsul. Da. Și atunci eu, practic, am învățat pe din afară toate partiturile și le dirijez ca și când aș avea partitura generală. Wow. Cum e, adică noi știm pe Radu Gheorghe de atâta vreme și iată, e foarte vital, acest proiect are o viață de om, ca să zic așa. 200 de reprezentații, dintre care 100 la Teatrul Național, la Sala Mare. Frumos. Timp de 3 stagiuni și încă 100 cu aproape toate filarmonicile din țară. Da. E ceva. Da. Bun. Aproape cât să împlinească vârsta mea spectacolul. Da, da, da. Nostru acum. Foarte uitam că foarte bine arătăm. Bine, mai mult eu nu știu dacă acolo sunt imaginile cu acum... noi.
Da, foarte frumos. Sunt foarte bine prins. Cum da, era, este Radu un Gheorghe? Spectacol. După care am auzit o întâmplare fabuloasă, o să vreau să-mi povestesc că Radu Gheorghe este o întâmplare fabuloasă din viața lui. Cum e la lucru? Și mie îmi povestește o groază de întâmplări. Vorba lui, îmbinăm utilul cu plăcutul de fiecare. Așa, așa. Cum este? Este fabulos. Sunt atât de multe de spus și de povestit și de cântat împreună de fiecare dată când ne întâlnim. Asta știe că sunt fabulos. Ceva... Da? Deci poate n-am spus în deosebire. E un găina ăsta, că în general nu ne înțelegem. Dar... Deci e praf, ce să zic, ne certăm de fiecare. Nici așa nu vin. Nu, nici așa nu merge. Da, este adică un, nu chiar este în parte, un... altă, direct, așa. Indiferent de caracterele noastre, până la urmă, există un numitor comun care este muzica și care te obligă. Muzica e matematică și de-abia pe urmă artă. Așa este. Aici acum reușim să... Este o performanță pentru Tiberiu că mă înțelege. De ce? Pentru că limbajul actoricesc vine cu un plus pe care mulți muzicieni nu-l înțeleg. Deci ești înțelegător. Mă străduiesc cu multă răbdare. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, cu un calm de yoghin a venit la noi Tiberiu. Pe de altă parte, am auzit o întâmplare cu o trotinet. O gagic ăsta, o... o... Da, pentru repede că... ai sărit în costa. Aici se, se produce confuzia că am călcat-o. A, cum? Sunt mai multe, mă, pe picior, pe spate. Cum picior? cum a fost? Un picior de rai. Așa. O gură da. De praie. Am auzit o întâmplare care este, adică, incredibilă și cred că faptul că Radu Gheorghe a fost întotdeauna un tip foarte sportiv l-a ajutat să fie aici, că putea să fie. Da. Cum se spune, cele rele să se spele, cele bune să se adă, văd că cele rele rămân. Aia e, că ne povestim. Ca fabulă, da. Exact. Păi, la vârsta a treia acum, nu? M-am gândit... Cum adică vârsta a treia? Pe câți ani ai maestre? 17. 70? Adică... 71? Da. Du-te de aici. În partea aia altă, da. Să vă arăt buletinul vostru. Da, asta da. Așa, deci cum era? M-am dat vioi și zic, păi da, să intru în rândul oamenilor. Așa. Este pistă de biciclete, trotinete? Este. Eu de ce nu particip aici? Acum să vin, am și bicicletă, dar zic, hai să intru în epoca electrică. Așa. Și mi-am cumpărat o trotinetă electrică și am găsit o pistă relativ liberă, adică nu chiar în buricul Bucureștiului, piața... Alba Iulia, care are în Decebal o pistă lungă, frumoasă. Așa. Și zic, aici o încerc. Prietena mea s-a dus la un magazin, zic, du-te că jumătate de oră eu mă plime prima zi, nu? Așa. Nu aveam cască, nu aveam nimic. Curajos. Am pornit, zic, trei viteze, mișto. Și la un moment dat apare, e un pasaj acolo, s-a construit o parcare subterană. Da. Nu era gata și deasupra era un furtun cât pumnul așa, care eu am crezut că e furtun. Nu era furtun, era un cablu cu multe cabluri care era dur. Drept care, bicicleta a zis eu peste asta, trotineta, peste asta nu trec și a rămas acolo. Iar eu am zburat realmente cu aripile deschise Batman peste și am făcut în mod intenționat asta ca să nu-mi prind, mă gândeam că am mai făcut ore de cascadorie, zic să nu-mi prind picioarele în furcă, da, pentru că aș fi venit chiar în cap. Așa că zic, prefer să zbor și văd eu mai departe. Și? Mai departe m-am rostogolit ca un cascador autentic. Ion Albu, prietenul meu, m-a învățat cum să cad, deci am făcut toate ideea că atunci când amortizezi mai multe tumbe, se disipează impactul. Uite, nu știam. Da, da, nu rămâi acolo, că acolo rămâi. Și am ieșit, m-am ridicat, toată lumea care era acolo a venit la mine. Aplauze. Început să sune, zic, nu, ce aplauze, că au crezut că-s mort. Zic, să mă ridici, aveți ceva? Eu n-am nimic. Nu? Mi-am luat trotineta, m-am uitat la ea, am văzut că nu are nimic, zic că asta, eram fericit. Fac 10 metri și pe urmă observ că pantalonii erau rupți, tot genunchiul julit, cotul julit. Sânge. Sânge. Umărul julit pentru că pista este aspră.
Au. Deci chiar cu toată amortizarea asta, așa că m-am oprit la BC, banca tranzitorie, nu trebuie așa, să spun, o bancă, nu? Așa. Că era perioada când încă cu spălatul pe mâini așa. Și aveau și spirit, am intrat, fetele s-au îngrozit, ce faceți, domnul Radu? Spălați-mă. Mi-au dat șervețele ce aveau și cu lichidul acela dezinfectant mi-am șters rănile și sper ca să se țină minte să îmi facă un cont. Mi se pare corect. Aia e. Domnișoara unde era? Prietena. Prietena, trotinătă acasă, mă antrenez pentru următoarea căsătură. A, de atunci nu, acum se antrenă. Prietena rămăsese undeva, treia să vă... Nu, asta... Când m-a văzut, vă dați seama, doar 10 minute și ești în halul. Mai ales că mai avea o experiență și știa de ce sunt în stare. Așa, de data adică... asta, ceva asemănător, stau la casă cu curte și am câine, pisică, broaște, sestoase, peștișor, tot. Câinele e oarecum dresat și foarte bun prieten. Oricum face parte din familie. Așa. Și de câte ori deschid poarta, el știe că dacă deschid poarta are o șansă ori să-mi treacă printre picioare și să o șteargă puțin, să miroasă pe acolo pe stradă, ori chiar să-l scot la o plimbare. Drept care vine în dreptul porții. Numai că în ziua în care s-a întâmplat accidentul, că e vorba de un accident, eu vorbeam la telefon și mă duceam spre poartă ca să-l întâmpin pe cel care mă suna să vină la mine. Așa. Câinele din fundul curții. Așa? Deci 40 de kg de animal. Ce v-a a venit și prin pe la spate, m-a luat pe la spate. Deci așa, ai grijă, domnul, mi-a da? Mi-a râs, mi-a ras picioarele, iar eu m-am dat peste cap, telefonul tot. Altă julitură, altă aia și prietenul meu zice, doar două minute ai lipsit și uite în ce hal apare. Eu vorbind în continuare la telefon, cel care era la capătul celălalt nu știa ce mi se... Omul indiferent ce îi se întâmplă, vrea să termine treaba. Să te vedea, e o deontologie profesională. Doamnelor și domnilor, asta înseamnă, domne, Rembo s-a născut la sat în București, doamnelor și domnilor, Radu Gheorghe revine după o scurtă pauză alături de noi, deci când vedem ucenicul vrăjitor... 29 mai, ora 19:30, sala mare, cum mi se spune acum, sala Ion Caramitru, ucenicul vrăjitor, Filarmonica din Ploiești, corul Filarmonicii din Ploiești, domnul Tiberiu Dragoș Oprea va fi nu numai pregătitorul, ci și concertmaestru acestui așa. Spectacol, deci avem și câteva numere împreună. Este spectacolul dinaintea vacanței, cred că tocmai în toamnă pe urmă, așa că e de ținut. Veniți minte acum, că după aia ai mai primit prăjiturică la toamnă. Ne întoarcem după câteva minute de publicitate. Hai, nim, hai, acum, pentru dumneavoastră, în mod special, un program scurt de două ori, două minute, mă rog. Cât ne iese? Noi suntem genul de muzicieni, eu și domnul Tiberiu Oprea, care nu cântăm la nesfârșit. Cât ne iese? Uneori ne iese mai mult, alteori un minut, 30 de secunde. Cum spunea? Atenție! 4, 3, 2, 1. La ce cameră să cânt? Nu sună la fel. Eins, zwei, drei... partea concertului nostru la sfârșit. Mulțumesc. Mai avem încă o parte, dacă... Maestre,
publicul. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Restul vreau la spectacol. La da? Spectacol vă așteptăm pe 29 mai. 29 mai, doamnele și domnule, Ucenicul Vrăjitor cu Radu Gheorghiu. Nu știu exact cine are rolul lui Al Pacino, dar știu că vrem să intrăm în legătură cu...